Aș vrea să vă dau în premieră o veste, o știre, o informație care e foarte importantă. Luni voi semna un ordin de ministru prin care reglementăm câte ore poate și trebuie să lucreze o elevă sau un elev în afara școlii, pentru temele școlare. Pentru că în momentul de față, noi am lăsat lucrurile, cum să zic, la ceea ce înseamnă common sense, rezonabilitatea profesorilor, și ceea ce se întâmplă este că vacanțele de vară se transformă într-un fel de competiție, de concurs, câte probleme să rezolvăm, câte sute sau mii de probleme să rezolvăm. Și câte acum, haideți să lăsăm deoparte ipocrizia. Noi, oamenii maturi, așteptăm vara pentru a putea să ne relaxăm, să ne odihnim. Iar o elevă sau un elev care are 7, 8, 9, 10, 11, 12 și așa mai departe, trebuie să lucreze în continuu, în așa fel încât, în septembrie, când ajunge la școală, să nu o supere pe doamna învățătoare sau pe doamna dirigintă și să vină cu caietul de teme făcut. Iar dacă nu le-a făcut, eventual să mai primească și o notă proastă sau un calificativ.